Din păcate, în luna iulie, în perioada 3-6 iulie, o majoritate parlamentară a considerat că poate face țăndăr statul de drept. Prin destituiri, revocări, emiteri abuzive de ordonanțe de urgență care au blocat funcționarea instituțiilor. Și aici vizez ceea ce s-a întâmplat în perioada 3-6, adică destituirea avocatului poporului, singurul care putea ataca ordonanțele de urgență, emiterea ordonanței de urgență prin care Curții Constituționale se lua atributul de a superviza pentru constituționalitate hotărârile Parlamentului, destituirea primilor trei oameni în stat, ca funcții, cel puțin așa cum ele arată constituțional. Președintele Senatului, președintele Camerei, președintele României suspendat.